Bună ziua! Putem să începem, da? Vă voi prezenta decizia de politică monetară și voi începe prin a da citire comunicatului de presă aferente decizii de politică monetară a Băncii Naționale, care am luat în ziua de astăzi. Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 3 iunie 2022, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre. Se stabilește rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivel de 18,5% anual, adică o majorare cu 3 puncte procentuale. Se stabilesc ratele de dobândă la creditele overnight la nivel de 20,5% anual, la depozitele overnight la nivel de 16,5% anual, respectiv, deci tot cu 3%, 3 puncte procentuale se majorează fiecare. Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă după cum urmează. Începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 iunie 15 iulie, de la 30% la nivel de 32% din baza de calcul. Începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești din 16 iulie până în 15 august 2022, de la 32% la 34% din baza de calcul. Deci facem doi pași de majorare cu câte două puncte procentuale. Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă, după cum urmează. Începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă din perioada 16 iunie până în 15 iulie, de la 33% la nivelul de 36% din baza de calcul. Începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă din 16 iulie până în 15 august, de la 36% la nivelul de 39% din baza de calcul. Riscurile și incertitudinile referitoare la stabilitatea prețurilor de consum sunt majore, ceea ce a condiționat menținerea caracterului restrictiv al conduitei politicii monetare. În continuare, măsurile de politică monetară sunt oportune din mai multe perspective. Acestea țin de temperarea efectelor de rundă a doua ale șocurilor de prețuri parvenite din mediul extern, echilibrarea cererii agregate, stimularea economisirii în defavoarea consumului imediat și atenuarea presiunilor asupra deprecierii monedei naționale în urma sporirii deficitului contului curent și refluxului de capital. Politica monetară, promovată de Banca Națională a Moldovei, creează condiții monetare de natură să atenueze ritmurile alerte de creștere a prețurilor de consum și efectele secundare ale șocurilor din partea ofertei. Astfel, BNM urmărește să ancoreze anticipările inflaționiste și să readucă inflația în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5% pe termen mediu. Condițiile economice regionale și cele mondiale rămân afectate de situația tensionată din cauza războiului din Ucraina și respectiv de riscurile și incertitudinile asociate. Inflația a luat amploare la nivel global într-un ritm accelerat, factorii motorii fiind creșterea continuă a cotațiilor pe piețele internaționale aferentele materiei prime, produselor alimentare și resurselor energetice, alături de perturbările în lanțurile de aprovizionare, producere și transportare. În aceste circumstanțe, băncile centrale și-au revizuit în sens ascendent prognozele inflației pentru următoarele trimestre și, ca răspuns, au menținut o politică monetară antiinflaționistă.
Contextul regional și cel internațional dezechilibrează conjunctura macroeconomică autohtonă și pune presiuni pe inflație prin canalul de import. Comparativ cu alte state, Republica Moldova are o dependență sporită de cotațiile și evoluțiile de pe piețele internaționale, ceea ce face ca țara noastră să fie mai vulnerabilă în fața șocurilor de prețuri. Evoluția inflației. Rata anuală a inflației a crescut la 22,2% în luna martie, până la nivelul de 27,1% în luna aprilie 2022, din cauza că s-au suprapus mai mulți factori. Pe lângă componenta de import a procesului inflaționist, un factor important care a amplificat inflația este tergiversarea ajustării tarifelor reglementate. Abaterea negativă de 0,3 puncte procentuale a inflației efective de la prognoza pentru luna aprilie curent, alături de întârzierea unor ajustări de tarife și a efectelor secundare anticipate, implică probabilitatea abaterii în sens descendent a prognozei inflației pentru trimestrul 2. Totodată, situația tensionată în regiune și riscurile escaladării acesteia mențin incertitudine pronunțată asupra prognozei pe termen mediu a inflației. Factorii ce vor determina pe viitor dinamica inflației vor fi în continuare prețurile de import la resursele energetice și produsele alimentare. Acestea, din urmă, posibil vor substitui bunurile provenite din Ucraina, iar efectele proinflaționiste respective vor activa factorii de ofertă prin costurile de producție. Activitatea economică. Datele statistice operaționale publicate după runda de prognoză cuprinsă în cadrul raportului asupra inflației din mai 2022 prezintă condiții pentru o creștere economică pozitivă în trimestrul 1 curent, dar atenuată în mod pronunțat comparativ cu trimestrul precedent. Perspectivele de evoluție a produsului intern brut pe termen mediu depind de cursul războiului din Ucraina, de riscurile și incertitudinile alăturate. În acest sens, se identifică factorii de natură să afecteze consumul populației. Pe de o parte, se manifestă un impact proinflaționist din partea cererii refugiaților și pe de altă parte, dezinflaționist din perspectiva atenuării surselor de finanțare a consumului legat de contractarea remiterilor. Pe fundalul perturbărilor în lanțurile de aprovizionare și a logisticii, comerțului extern, persistă tendința substituirii produselor și de restructurarea a sectoarelor economiei. Sub incidența scumpirii îngrășămintelor minerale și a resurselor energetice, agricultorii sunt nevoiți să suporte costuri înalte, ceea ce condiționează premizii pentru o activitate agricolă mai redusă în anul curent și menținerea nivelurilor înalte ale prețurilor la produsele alimentare. Mă voi referi acum la condițiile monetare. Condițiile monetare ajustate prin caracterul restrictiv al politicii monetare promovate se mențin favorabile pentru a susține economisirea, atractivitatea depozitelor și totodată atenuarea consumului populației, precum și acreditării de consum care încălzește economia și alimentează presiunile proinflaționiste. Analizele recente atestă majorarea ratelor dobânzilor la credite noi acordate în monedă națională și respectiv temperarea ritmelor de creditare, slăbind impresiunile la adresa procesului inflaționist. Deși ratele la depozitele noi atrase în monedă națională mențin tendința ascendentă, se constată o reticență a depunătorului pe fundalul incertitudinilor legate de evoluțiile conflictului armat din țara vecină. Totuși, datele săptămânale semnalează tendința de creștere a volumului depozitelor noi atrase în lei moldovenești, după diminuarea acestuia în luna martie a anului curent.
Riscurile și incertitudinile la nivel global, regional și național se amplifică pe fundalul repercursiunilor conflictului militar din Ucraina. Iar perspectivele condițiilor economice în contextul acestor evenimente sunt precare. Analiza și evaluarea informațiilor macroeconomice disponibile după elaborarea rundei de prognoze din luna aprilie curent au semnalizat persistența riscului abaterii prognozei pe termen mediu a inflației în sens ascendent pentru întregul orizont de previziuni, cu excepția trimestrului 2 anul curent. La baza estimării riscurilor de abatere au stat ipotezele externe asociate unei activități economice mondiale mai reduse și cotațiilor mai înalte de petrol la produse alimentare internaționale comparativ cu anticipările aferente raportului asupra inflației din mai 2022. Suplimentar, o influență proinflaționistă vor avea și riscurile provenite din mediul intern, legate de eventuale acțiuni ale autorităților pentru susținerea populației și agențiilor economici în perioada ce urmează, precum și ajustarea tarifelor reglementate. Deciziile ulterioare ale Comitetului Executiv vor depinde de dinamica și de perspectivele pe termen mediu ale inflației, monitorizând și evaluând riscurile din mediul intern și extern. Totodată, Banca Națională a Moldovei reiterează asupra exigenței de coordonare și interacțiune a măsurilor monetare și fiscale în vederea maximizării efectelor acestora asupra economiei reale și inflației. Următoarea ședință a Comitetului Executiv al BNM cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 8 august 2022, conform calendarului aprobat. Vă mulțumesc și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Acum urmează să aibă loc o discuție în cadrul Clubului Presiei Economice. Estimați reprezentanți mass media, aveți posibilitatea de a adresa întrebări. Rugămintea noastră este ca ele să fie axate la subiectul discutat astăzi, și anume decizia de politică monetară. Bună ziua, Dmitrie Calac, Economическое обозрение Логоспресс. Скажите, пожалуйста, Молдова газ сегодня платит за газ в евро. В то же время они не раз подчеркивали, что могут платить в рублях. Учитывая сегодняшний курс рубля, есть ли у нас возможность платить за газ в рублях, и может ли это стать сдерживающим фактором для инфляции именно в сфере энергетики? Спасибо. Merci mult. Din informația care o deținem cel puțin la moment, în piață sunt disponibile suficiente rezerve de valută liber convertibilă, adică euro și dolari. Volumul de ruble rusești în conturile băncilor este destul de limitat. De aceea, probabil că achitările și în viitor vor fi mai mult din euro sau dolari, respectiv așteptările noastre inflaționiste și prognozele noastre ce țin de tariful la gaz, țin de evoluția cursului euro și a dolarului. Бурдюгин, агентство «Инфомаркет». Господин президент, скажите, пожалуйста, вот последние полгода мы наблюдаем постепенное увеличение и базисной ставки, отражающей на инфляции. Не лучше ли было бы, вот если ретроспективой, может быть, как вариант, как сделала Россия как участник военных действий, они подняли ставку сразу на 12 пунктов, там, с 8 до 20 процентных пунктов подняли сразу резко. Может быть, был смысл поднять ставку, допустим, еще в марте, если до 18, до 20? Или, может быть, сейчас 3 пункта все-таки мало, и мы в августе придем к тому, что надо будет поднимать еще на 3 или на 4? Спасибо. Da, vă mulțumesc pentru întrebare foarte interesantă. Într-adevăr, sunt bănci centrale care merg la niște ajustări de astea de o amplitudă extraordinară, într-un termen foarte scurt. A făcut Federația Rusă, înțeleg și Ucraina a făcut același pas. Bine, acestea sunt țări care sunt implicate direct în conflict. Ambele țări aplică și niște instrumente foarte puternice de control de capital, de control a prețurilor,
respectiv ei se află în totul alte condiții decât suntem noi. O ajustare prea rapidă a ratei de bază, la rândul său, poate provoca alte efecte negative, poate provoca șocuri pentru tot sistemul. Deci noi și așa avem suficiente șocuri, nu vrem să mai dăm altele. Pe lângă asta, ajustarea graduală a ratei de bază ne permite la fiecare pas să facem o reevaluare a situației, să mai facem o evaluare a balanței de riscuri. Și astfel ne protejează de a face anumite greșeli și a lua decizii exagerate. Din această perspectivă, majoritatea băncilor centrale întotdeauna aplică o restricționare graduală a politicii monetare. Și tot așa, același lucru se face la relaxarea politicii monetare. Ea tot se face gradual, nu se face peste noapte. Bună ziua, Ion Chișleu, Centrul de Investigații Jurnalistice. În primul rând, o precizare referitoare la remitere. Dumneavoastră a spus că remiterele sunt în scădere. Eu nu știu, poate am scăpat, mi-au scăpat statisticile pe pagina dumneavoastră, însă ați putea să precizați care sunt aceste scăderi și de ce sunt cauzate. Și altă întrebare se referă la, dumneavoastră a spus că vă așteptați ca inflația să fie mai mare decât ați anticipat acum recent, da? Ținând cont și de ajustarea insuficientă a tarifelor la gaz, da? Puteți spune în care factori vor condiționa o creștere mai mare și cam în ce limite ar putea fi această inflație la care vă așteptați în următoarele luni? Deci, la prima dumneavoastră întrebare, așa, dacă puteți să mi-aduceți despre ce a fost? Cu remiterile, da. Deci, în primul rând, practic s-au stopat remiterile din Federația Rusă. Nu știu dacă se vor relua, dacă se va găsi un canal de transfer acestor remiteri care să nu fie sub sancțiuni internaționale. Totodată trebuie să noi ne uităm ce ne așteaptă înainte. Deci noi vedem că majoritatea băncilor centrale, inclusiv deja și din economiile mari, vorbim de Statele Unite și Uniunea Europeană, au declarat deja ferm că vor merge pe o restricționare mai robustă a politicii monetare. Cu siguranță asta va avea un impact asupra economiei din acele regiuni. În special pe noi ne interesează zona europeană. Deci anticipările noastre este că și cererea agregată, respectiv și produsul și activismul economic din acele regiuni va suferi o anumită stagnare. Ceea ce înseamnă că și de acolo am putea avea careva presiuni pe remitență. Dar asta vorbim de evoluția în termeni nominali a inflației, a remitenților. Dacă vorbim în termeni reali, deci noi când aplicăm deflatorii, atunci noi vedem că în trimestrele următoare, în termeni reali, adică adusă la nivelul de prețuri care a fost anterior, nivelul remitenților va fi pe un palier negativ în termeni reali. Ceea ce înseamnă că în termeni reali, această sursă de finanțare va fi mai slabă, această sursă de finanțare a consumului va fi mai negativă în comparație cu perioadele precedente. Și a doua întrebare a fost despre... Da, tarifele. Deci, ce s-a întâmplat cu tarifele? Tarifele, ajustarea lor a întârziat față de prognozele noastre pe care le-am pus noi în runda precedentă de prognoză, deci care am făcut-o în luna aprilie-mai, respectiv pe tarife reglementate. Noi suntem în luna, acum, prognoza noastră, când trimestru curent, vom fi mai jos decât ceea ce am anticipat. Asta ar însemna că tarifele oricum se vor ajusta mai târziu.
Asta, la rândul său, duce la faptul că acea traiectorie a inflației se mișcă spre dreapta. Deci inflația va fi puțin mai persistentă decât în prognoza noastră. Deci asta va atenua puțin mai târziu. Noi vorbim de termen de traiectoria, se mișcă în dreapta cu o lună, două. Da? Pe lângă aceasta, noi vedem că și șocurile ce ține de prețurile la produsele energetice și produsele alimentare par să fie mai mari decât le-am anticipat și ar putea să avem picul inflației să fie ceva mai mare decât l-am prezentat în prognoza, ultima noastră prognoză. Am o precizare referitor la două întrebări. Deci să înțelegem că inflația a fost amânată într-un fel, ținând cont de această ajustare insuficientă a tarifelor, da? Un fel de amânare a inflației, a creșterii inflației. Da, este o amânare. Și la prima întrebare, reducerea remitenților, în ce măsură fac o presiune asupra pieței valutare și în ce măsură dumneavoastră sunteți pregătiți sau aveți resurse suficiente pentru ca să interveniți să mențineți cursul valutar stabil? Pentru moment noi nu suntem o insuficientă în piață, în piața valutară, deci chiar ultimele săptămâni noi intervenim cu procurare a excesului de valută. Practic, restabilim acele rezerve care le-am cheltuit atunci când au fost șocurile de la începutul războiului. E un lucru bun, pentru că acum am rezerve pentru sezonul următor de încălzire. Deci, de unde vine acest exces de valută? Continuă exporturile, deci cererea agregată externă încă rămâne a fi puternică pentru moment. Înseamnă că și exporturile noastre sunt destul de robuste, prețurile sunt mari, noi exportăm producție agricolă și în anul trecut noi am avut o producție agricolă record, foarte bună. Deci noi încă vedem încasările de la acele exporturi. Respectiv, oferte de valută pe piață este și noi cu acest exces de valută completăm rezervele. Eduard Maciac, Politic Media. Domnul guvernator, prin anunțul de astăzi, spuneți-ne care va fi impactul pentru băncile comerciale în relație cu agenții economici. Evident că se vor scumpi creditele și ați menționat că majorați această rată de bază, încercați să o majorați gradual, nu brusc. Care este limita? Până unde veți merge cu majorarea ratei? Până în toamnă, până la sfârșitul anului? Mersi. Da. Deci, efectul scontat de la majorarea ratelor, și nu doar de la majorarea, dar inclusiv de la majorarea rezervelor obligatorii, este ca ratele din piață să continuă să crească. Deci, în primul rând, noi țintim să crească ratele la depozite, ca oamenii să fie mai motivați să facă economii și să nu cheltuie, deci să reducem consumul și sporim economisirile. Totodată, se majorează și ratele la credite. Aici, iarăși, pentru a descuraja cererea agregată. Creditele, ele sunt o sursă de finanțare a cererii agregate, nu are importanță, ele merg la persoane fizice sau juridice. Deci, ca să descurajăm aceste creditări, acest consum excesiv, se majorează ratele în piață. Și asta este efectul scontat. Cât vom continua noi să majorăm ratele și... Deci, noi monitorizăm situația. Pentru asta vom face următoarea rundă de prognoze, vom analiza deja din nou perspectivele și atunci vom înțelege mai bine ce trebuie să facem, pentru că situația este foarte dinamică. Ea se schimbă fiecare 2-3 săptămâni, noi avem realitate nouă, adică elemente noi, foarte importante pentru deciziile noastre de politică monetară. Deci, situația la moment nouă ne arată că se cere implementare a unei politici monetare restrictive în continuare.
Геннадий Тудрян, газета Capital Market. Господин президент, но не получится так, что увеличивая стоимость кредитов, это подорожание частный сектор, государственный сектор поставит стоимость своих услуг, и у нас помимо импортируемой инфляции получится еще с осенью всплеск внутренней инфляции, потому что эти расходы, как бы экономические агенты поставят свои услуги. И у нас получится осенью и внутренняя инфляция, и импортируемая инфляция, плюс еще получится так, что снизится активность предпринимательской среды в Республике Молдова. Спасибо. Да. Într-adevăr, dar asta e ceea ce și în comunicatul meu, nostru este foarte explicit spus că prin majorarea ratelor la credite, noi vrem să atenuăm elementele de cerere internă, de cerere agregată. Care este, este scopul? Scopul este să reducem efectele secundare de la șocurile inflaționiste de import. Ce înseamnă asta în termeni practici? În termeni practici înseamnă că noi acum temperăm cererea agregată ca să nu avem o înlănțuire a efectelor inflaționiste și astfel cât mai rapid să readucem inflația înapoi la țintă. Deci noi, conform prognozelor noastre, spre sfârșitul orizontului de prognoză, trebuie să ne apropiem înapoi de ținta de inflație. Deci asta sunt așteptările noastre, asta sunt, încolo ducem noi condițiile economice și condițiile monetare. Da, evident, pentru moment vor crește costurile, dar în primul rând prețurile sunt afectate în primul rând prin cerere și ofertă și mai apoi prin costuri de finanțare. Respectiv, noi mai puternic influențăm cererea prin majorarea ratelor dobânzilor. Este, cum am menționat, o măsură care acum, da, pune costuri suplimentare, dar ea este necesară ca în viitor noi să cât mai repede să ieșim din acest val inflaționist și să revenim la normalitate. Господин президент, у меня один вопрос от наших читателей. Он, может, не относится напрямую к теме нашей сегодняшней пресс-конференции, но он очень важен для многих людей и напрямую относится к Национальному банку. Вы сказали, что уменьшились ремитенции с России, но в Молдове живет очень много пенсионеров, которые работали в России, заработали пенсии. Они получали раньше свои пенсии на карточке МИР. Сегодня эти люди практически остались без доступа к единственному источнику существования. Можно ли как-то сделать, чтобы они могли эти карточки, этими карточками как-то получать деньги здесь, в Молдове? Спасибо. Deci, pe teritoriul publicii Moldova sunt operabile acele carduri bancare de la companiile care sunt licențiate. Și la, în cazul de față este Visa, Master, American Express. Nu știu la moment care este, dar din cât țin eu minte, cele din MIR nu sunt disponibile pe piață și nici nu prea au fost operabile la noi pe piață. Bine, asta înseamnă un proces lung, nou, de licențiere, de acordare a permisiunilor. Trebuie să vină operatorul, să vină aici să prezinte actele spre aprobare, să fie ajustate partea tehnică, adică este un proces destul de lung. Господин президент, короткий вопрос. В вашем прогнозе инфляции вы говорили, что самым высоким месяцем по инфляции планируется будет август. Это 30-31 в прогнозе инфляции. Вы по-прежнему считаете, что нам ожидать в августе самый высокий уровень инфляции, что у вас в сентябре, в октябре пойдет? Или все-таки месяц сместился, может быть, учитывая текущую ситуацию? То есть какой месяц может быть самым высоким уровнем инфляции в этом году? Спасибо. Deci, анализа, о которой говорим я акума, riscurile abaterilor de la prognoza inflației, ne spune că toată prognoza noastră a mișcat cu câteva săptămâni mai târziu. Deci am putea să avem picul nu în august, dar în septembrie sau poate chiar în octombrie. În dependență de cum vor evolua mai departe lucrurile. Mulțumim, din păcate, timpul acordat pentru acest eveniment s-a scurs. Vă dorim o zi bună și...
în sfârșit de săptămână. Mersi mult!